Preot și comunitate. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă spune din nou Cosmin Vele, de data aceasta în cadrul emisiunii Preot și comunitate. Stăm de vorbă astăzi cu un preot la început de drum, la început de carieră. Ne-am deplasat pentru astăzi în parohia Sâmboeni din protopopiatul Gherla, iar invitatul nostru este preotul paroh Sergiu Păcurar Cosmin. Doamne ajută, Părinte, și bine ați venit în cadrul emisiunii Preot și Comunitate. Doamne ajută, Părinte, bine v-am găsit și salutăm pe toți cei ce ne ascultă și ne vor asculta. Două, trei cuvinte vreau să vă spun despre Părintele Sergiu, restul ne va dezvălui dumnealui, și anume faptul că Părintele, înainte de a face facultatea de teologie și de a sluji ca preot, a fost fotbalist, a avut o carieră fotbalistică și în paralel a fost și model, manechin, dar iată că a renunțat la aceste cariere foarte bine văzute în lumea de astăzi pentru a urma slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. Părinte, haideți să vorbim puțin despre modul cum ați descoperit dumneavoastră credința. Cum am mai spus-o și cu alte ocazii, credința am descoperit-o de mic copil. Un factor important al descoperirii credinței pentru mine, să spunem așa, a fost bunica mea, bunica de la Iernut, care era și este încă o practicantă a credinței strămoșești, și care mă ducea la fiecare sfântă liturghie și în fiecare duminică. Sigur că aceste lucruri au contat mult pentru formarea caracterului meu pentru viitor, deoarece, asemenea cum spune Părintele nostru Mitropolit, dacă îl deprindem pe tânăr cu obiceiurile pe care de mic să le aibă așa implantate în sufletul lui, nici când va fi mare, nu se va abate de la ele. Și țin să-i mulțumesc pe această cale. Deci bunica a fost cea care v-a sădit în inimă dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de biserică. Dar, cel puțin pentru început, nu ați ales drumul acesta. Ați mers pe o carieră în fotbal, nu? Ați jucat la echipa ASEA Târgu Mureș, nu? Acolo chiar da. Ați cunoscut oameni importanți ai fotbalului românesc. Aș vrea puțin să ne vorbiți despre experiența aceasta pe care ați avut-o în fotbal și care a fost momentul hotărător în care v-ați întors spre biserică, spre Hristos și v-ați gândit să dați la Facultatea de Teologie Ortodoxă. La o vârstă fragedă am plecat de acasă, aș putea spune, la 12 ani. Am plecat din orașul meu natal, orașul Iernut, la Cluj-Napoca, la juniorii de fotbal a echipei Universitatea. Sigur că, ca și orice copil căruia îi place fotbalul și sportul în general, am tânjit, așa să spun, după o carieră fotbalistică în care să nu-mi lipsească nimic din cele ce trebuiau să fie. Am continuat cu fotbalul la Târgu Mureș, unde am avut și am trăit cele mai mari satisfacții, să spun așa, din punct de vedere sportiv, cunoscând, așa cum ați amintit, sportiv de seamă pe care fotbalul românesc i-a avut, dintre care cel mai important și cel mai sonor nume fiind Adrian Mutu. Sigur că am fost antrenat și de antrenori cu experiență, antrenori cunoscuți, de la care am avut de învățat. Pentru că și teologia și sportul, mai ales fotbalul, probabil nu o să credeți, dar are multe similitudini. Dacă la fotbal îmbrăcam un echipament sportiv, aici la biserică, în slujirea lui Dumnezeu, avem veșminte liturgice. Dacă la fotbal efortul era unul fizic, preponderent fizic, aici la teologie și aici la biserică în special, este un efort duhovnicesc. Și desigur că exemplele pot continua, dar momentul definitoriu, să spun, care m-a determinat să aleg teologia în detrimentul fotbalului și, să spun așa,
să pun mâna pe plug și să nu mă mai uit înapoi, a fost undeva prin anul 2015-2016, când deja am început să mă interesez de admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, de cerințele care erau și până la urmă, iată că m-am înscris în anul 2017 și am terminat anul trecut în vară și acum, din mila lui Dumnezeu, am ajuns preot. Părinte, care a fost relația dumneavoastră atunci, în 2015, cu biserica, cu Dumnezeu? Ce v-a determinat efectiv să faceți această schimbare bruscă în cariera dumneavoastră? Pentru că, totuși, fotbalul vă promitea multe. Doar cei care sunt în situația aceasta pot da un răspuns și acela probabil incomplet. Sfinția voastră știți, atunci când dorul pentru Dumnezeu este un dor mai mare, este ca o flacără care arde în interiorul tău și nu-ți mai dorești să faci nimic altceva. Pot spune că același lucru s-a întâmplat și la mine. Țin minte că am avut așa un moment în care mi-am spus că îmi doresc și eu să mă spovedesc mai des, să mă împărtășesc mai des. Și pot să vă spun de unde probabil a venit gândul, de la Dumnezeu, dar n-a fost de la mine. Parcă m-am împins ceva să fac lucrul acesta. Și cum am mai spus, din momentul acela am simțit că Dumnezeu nu necesită amânare. Adică este păcat ca să-l punem pe lista de așteptare sau pe lista priorităților pe un loc mai jos. Dumnezeu de atunci a trebuit să ocupe un loc fruntaș în viața mea și nădăjduiesc să rămână tot la fel până în clipa în care nu voi mai fi. Părinte, ați avut vreun duhovnic cu care v-ați sfătuit când ați făcut pasul înspre teologie sau ați avut sau poate aveți și în prezent un model de preot care v-a influențat decisiv în cariera dumneavoastră? Sincer, nu m-am sfătuit în mod deosebit cu cineva înainte să vin la teologie. Sigur că părintele paroh de la mine, de la Iernut, m-a îndrumat să fac lucrul acesta, văzând probabil o oarecare vocație a mea teologică, să spun. Dar eu fiind de la Iernut, lângă noi este Mănăstirea Recea. Și știm cu toții că la Mănăstirea Recea a trăit părintele Ioan Iovan. Și atât că l-am putut cunoaște, cred că mi-a fost de ajuns ca să mă gândesc la cât de mult îl iubea el pe Dumnezeu și Euharistia în mod special. Și probabil că și de acolo. Și făcând așa o paranteză, eu am fost botezat la mănăstire la Recea. Și țin minte că era un obicei ca atunci când un prunc era botezat sau o fetiță, să-i se pună în față, pe o tăviță, trei obiecte. Și știu că mi s-a pus o minge, mi s-a pus o cruce și mi s-a pus o carte. Am ales mingea întâi. Nu știu pentru ce s-a rugat părintele Ioan, dar după aceea am ales crucea. Cam ăsta a fost traseul meu, să spun așa, duhovnicesc, înainte de a lua decizia de a merge la teologie. Părinte Sergiu, cum ați cunoscut-o pe cea care astăzi vă este soție? Care a fost prima ei reacție când a înțeles că va trebui să-și asume această misiune de a fi soția unui preot și nu a unui fotbalist sau a unui model? Ați cunoscut-o înainte de a da la teologie sau după? Pe soția mea, pe Denisa, am întâlnit-o când eram în anul 2 de facultate la teologie. Am întâlnit-o, așa cum spuneam, după o sfântă liturghie și sigur că văzând că am această dorință de a ajunge preot și, desigur, iubindu-mă și sprijinindu-mă, nu a avut importanță că vom avea probabil un trai mai decent sau poate De nu chiar modest. atât de doritor, de modest, da. Și m-a urmat și mi este alături și mereu când am ocazia îi mulțumesc pentru că știți și dumneavoastră cât de importantă este misiunea unei preotese în parohie. Părinte, haideți să le dezvăluim ascultătorilor noștri, pentru că dumneavoastră ați fost chirotonit preot la începutul acestui an, câteva dintre emoțiile pe care le are la început un tânăr preot. Cum au fost acele momente când ați primit taina hirotoniei într-un diacon, iar mai apoi
făcea în treapta de preot. Da, într-adevăr, noi așa am fost învățați și așa este că taina hirotoniei pentru candidații la preoție este o cincizecime personală. Într-adevăr, am fost foarte emoționat și doar din auzite puteam să-mi imaginez cum putea să fie, cu ce trăire aș putea avea. Și vă mărturisesc că am fost cântăreț și bisericesc de mulți ani încoace și probabil am citit la viața mea sute de apostole. Dar în Da. momentul în care am fost hirotonit înainte de treapta de diacon, de citez unde se citește apostolul, am avut foarte mare emoție de abia l-am citit. Se simte puterea Harului lui Dumnezeu și nici nu știu ce să spun. Este o emoție, o trăire, o descărcare de nedescris. Probabil că și lucrurile astea, de fapt, nu probabil, sigur, le vom păstra cu noi asemenea, cum spunea Maica Domnului, că le păstra toate lucrurile în inima ei. Cred că și noi le vom păstra și din această trăire pe care noi am primit-o, să le împărtășim și ceilalți de lângă noi. Povestea cineva că era un preot mai în vârstă care la fiecare hirotonie a unui teolog plângea și l-au întrebat ceilalți colegi preoți, de ce totuși, de ce plânge? Și zicea, mă gândesc cât este de greu legământul pe care îl depun preoții în fața Sfântului Altar, în fața lui Dumnezeu, când pășesc pe drumul acesta al preoției și cât este de greu de ținut. Pentru că ispitele pe parcurs vin exact acolo, în acele puncte unde am făgăduit că vom fi diferiți față de lume, știți? Și, într-adevăr, este cutremurătoare această taină a hirotoniei. Părinte Sergiu, cum de-ați ales această parohie în care sunteți astăzi paroh? Sunt boieni. Ați mai fost acolo, ați mai avut contact cu oamenii din această zonă a eparhiei Clujului, din zona Gherli, sau pur și simplu a fost scoasă la concurs și v-ați dus să candidați și dumneavoastră? Două, trei cuvinte despre modul cum ați ales această parohie. Da, părinte, parohia Sâmboieni cu filia Târgușor a fost scoasă la concurs în luna decembrie a anului trecut. Mai erau încă patru pe lângă parohia Sâmboieni și fiind aproape de Cluj, noi stând împreună cu soția după ce ne-am căsătorit o scurtă perioadă împreună în chirie, am spus să mergem să vedem puțin cum arată. Și ne-a plăcut ce am văzut aici și ne-au întâmpinat oamenii, deși eram un simplu teolog, nici măcar nu eram hirotonit pe atunci. Ne-au îndrăgit și i-am îndrăgit de la început pe oameni și m-am rugat lui Dumnezeu să vin în această parohie, deși aproape toate celelalte erau de cel puțin două, trei ori mai mari ca și parohia Sâmboieni. Dar am spus că cu ajutorul Domnului vom face treabă și aici. Soția fiind din Cuzdrioara, am spus că măcar ei să-i fie aproape casa. Eu fiind plecat de mai de mult timp de acasă, sunt obișnuit așa să am oarecare distanță față de părinții mei. Haideți să le spunem ascultătorilor noștri cum pot ajunge la Sâmboieni, unde este poziționată această parohie. Parohia Sâmboieni este situată la aproximativ 10-15 km de Gherla. Se merge către mănăstirea Nicula, iar unde drumul indică spre această sfântă mănăstire, noi ținem direcția tot în față până la un popasul numit Roșia. Acolo vom face stânga, iar după un kilometru sau doi avem deja filia Târgușor, iar mai apoi parohia Sâmboieni. Haideți, spuneți-ne două, trei cuvinte despre aceste localități, atât despre filie, cât și despre parohie. Vorbiți-ne puțin despre credincioșii pe care i-ați întâlnit acolo, despre bisericile pe care le-ați găsit, ce ar mai fi de împlinit. Deși parohia Sâmboieni cu filia Târgușor nu este o filie numeroasă, dar este o parohie trăitoare, o parohie cu oameni care sunt dornici să ajute biserica, să-l ajute pe părintele
și să-și facă treaba lor de creștini ortodoxi. Aș începe cu parohia Sâmboieni, care are hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, care, din câte m-am interesat și am auzit, a fost construită între anii 1981 și 1982 și pictura este în frescă. Mai apoi avem Filia Târgușor, care are aproximativ, să spunem, între 45 și 50 de suflete. Parohia are hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzienele și a fost construită exact în aceiași ani ca și parohia din Sâmboieni, 1981-1982 și pictura este în tempera. Cam acestea ar fi detaliile importante despre parohiile noastre. Am uitat să menționez faptul că parohia Sâmboieni are undeva la 100 de suflete. Părinte, ce ar mai fi de împlinit acolo la Sâmboeni din ceea ce ați constatat dumneavoastră de când ați fost instalat preot? Sigur că părintele care a fost înaintea mea, părintele paroh Pudălăcean Andrei, s-a îngrijit în mod deosebit de infrastructura atât a bisericii cât și a casei parohiale și momentan se strâng niște bănuți ca să reparăm acoperișul bisericii, care este și monument istoric. Mai avem încă o bisericuță de lemn cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Și părintele s-a îngrijit în mod deosebit de aceste lucruri. Acum, sigur că, ca la orice parohie, probabil, viața duhovnicească și liturgică merită să fie îmbunătățită. Și de ce nu? Și să continui și eu pe această linie a părintelui de a da viață bisericilor care de atâția ani și probabil sute de ani cât are bisericuța noastră de lemn, a adunat credincioșii împreună și au fost părtași la sfintele slujbe. Părinte Sergiu, cum se raportează oamenii la biserică, la Sfânta Liturghie, la Sfânta Împărtășanie? Oamenii au fost prezenți în număr mare la prima mea liturghie în care am fost instalat aici la Sâmboieni, atât duminică cât și de sărbătoarea întâmpinării Domnului, au fost credincioși la Sfânta Biserică. Mulți dintre ei s-au spovedit, s-au împărtășit cu Sfintele Taine, deci cu alte cuvinte au înțeles care este cu adevărat menirea Sfintei Liturghii și care este scopul împărtășirii cu Dumnezeieștile Taine. Deci o comunitate mică, dar iată vie, trăitoare, care se implică activ în viața bisericii. Media de vârstă care este la dumneavoastră, părinte? Tinerii mai au rămas în sat? Avem ceva copilași tineri, să spunem așa, până în 10-12 ani. Mai sunt 2-3 adolescenți, dacă am putea să-i numim, până în 18-20 de ani, iar mai apoi încep deja categoriile de vârsta a doua și de a treia. Dacă ar fi să fac o medie, probabil ar fi peste 60 de ani. Deci ar fi o parohie îmbătrânită, la fel și la Târgușor. Da. Părinte, am uitat să le spunem ascultătorilor noștri că ați fost o vreme cântăreț la biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din Cluj-Napoca, situată pe strada Mehedinți. Vorbiți-ne puțin despre perioada în care ați fost acolo cântăreț. Da, am fost cântăreț aproape 3 ani la parohia Sfântul Apostol și Evanghelist Matei de pe strada Mehedinți. Am vrut să particip în mod activ, să spun așa, la Sfintele Slujbe și acolo părintele Marian Andreica a pus un anunț legat de postul liber care a fost de cântăreț. Și vroiam, cum spuneam, să particip și în mod activ și să învăț lucruri din acest punct de vedere. Mi-au prins foarte bine acești ani, deoarece după ce am devenit preot, deja parcă veneau toate lucrurile de la sine. Eram deja obișnuit cu Sfintele Slujbe, pentru că acolo se făcea în fiecare zi atât Sfânta Liturghie cât și Vecernia. Și tot acolo l-ați cunoscut și pe părintele Emanuel Cășvian, care a devenit, aș putea spune, mai apoi și
îndrumător al dumneavoastră în cele ale preoției. Ați legat o frumoasă prietenie și care mă gândesc că v-a sprijinit mult în direcția aceasta. Da, l-am întâlnit acolo pe părintele Emanuel, care este și nașul nostru de căsătorie și căruia îi datorez multe lucruri din câte am învățat, atât pe plan spiritual, cât și pe celelalte planuri. Este un părinte deosebit, un părinte la care țin foarte mult și căruia îi mulțumesc, probabil nu totdeauna public, dar cu siguranță că în rugăciunile mele îi mulțumesc pentru tot ceea ce m-a învățat și pentru tot ceea ce a făcut pentru mine și pentru soția mea, Denisa. Două, trei cuvinte despre planurile dumneavoastră de viitor acolo la Sâmboieni, câteva obiective și un gând așa pentru credincioșii dumneavoastră, că mă gândesc că Radio Renașterea se prinde și în parohia dumneavoastră. Planurile de viitor, cum spuneam, pe infrastructură ar fi să încercăm să strângem fonduri ca să reparăm acest acoperiș frumos al bisericii, pentru că, după cum spuneam, le-a fost loc multor oameni de adunare și de rugăciune și la Târgușor vrem să schimbăm puțin anumite aspecte în biserică. Legat de planurile duhovnicești, cum spuneam, îmi revine mie primul această sarcină de a-mi schimba, să spun, viața, de a fi mai trăitor, de a fi mai rugător, iar mai apoi să le transmit această stare de rugăciune și altor oameni. Și ca un gând pe care probabil aș pune la suflet fiecăruia, ar fi din Epistola către Efeseni, din capitolul 4, versetul 32, care spune: Fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos. Cam acesta este gândul pentru dumneavoastră, de a-L iubi pe Dumnezeu, de a ne iubi fiecare semenii și de a ne ierta unii pe alții, așa cum a făcut-o și Hristos. Părinte, vă mulțumim tare mult că ați acceptat provocarea noastră. Aș putea spune că, iată, că acum la început de carieră preoțească, la începutul slujirii dumneavoastră ca preot, să stăm puțin de vorbă. Vedeți, la început ați ales o carieră sportivă, până la urmă Dumnezeu v-a chemat să-i fiți slujitor al altarului. Vedeți, după cum zice și Sfântul Apostol Pavel, și nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci dacă este chemat de Dumnezeu, după cum și Aron. Ca atare, preotul este omul lui Dumnezeu, chemat la această mare cinste, la această taină. Dumnezeu ne cheamă, chiar dacă poate până atunci am fost într-o cu totul și cu totul altă direcție. Iată, dacă menirea noastră este să fim preoți, Dumnezeu ne cheamă la această slujire. Preotul este omul tuturor, este părintele sufletesc, chemat să vindece trupește și sufletește pe fiecare dintre cei încredințați în păstorire. Asta vă dorim, să îi vindecați trupește și sufletește pe toți cei care v-au fost încredințați, părinte, pentru că aceasta este misiunea de căpătâi a preotului, aceea de taumaturg, de vindecător al sufletelor. Asta vă dorim, părinte, să vă ajute bunul Dumnezeu să reușiți să-i duceți pe toți cei care v-au fost încredințați în rai. Vă mulțumesc din suflet, Părinte, pentru invitație și pentru timpul acordat de a fi împreună chiar și pentru 30 de minute, pentru că chiar și această scurtă comuniune poate să ne fie și nouă de folos și poate și celor ce ne vor asculta. Dragi ascultători, a fost alături de noi părintele Sergiu Păcurară, tânărul preot paroh de la Sâmboieni, din protopopiatul Gherla. Părintele a fost instalat duminica trecută în această calitate de paroh al acestei comunități, având și ca filie localitatea Târgușor. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție, să aveți parte în continuare de o zi minunată și binecuvântată. Rămâneți cu bine!